Istorioare mici cu înțeles mare. Din istorioarele culese sau create de preot Iosif Trifa. Răspunsul lui Dumnezeu. Pe vremuri, la Paris, în Franța, a trăit unul din cei mai mari hulitori ai lui Dumnezeu, un scriitor vestit cu numele Voltaire. A scris cărți întregi pline de hule la adresa dumnezeirii. În special, era un înverșunat dușman al Bibliei. Lumea e încă proastă, zicea acest Voltaire. De aceea mai crede și mai citește această carte de basme și minciuni. Dar eu sunt sigur, profeția el, că peste 50 de ani nu se va mai găsi nicio Biblie. Lumea se va deștepta și această carte de minciuni va dispărea. Știți cum a răspuns Dumnezeu la această hulă? În casa unde a scris Voltaire hulele și profeția lui cea mincinoasă, astăzi se află o tipografie care tipărește Biblie. Un adevărat și minunat răspuns al lui Dumnezeu. Biblia nu numai că n-a dispărut, ci azi e cea mai citită și răspândită carte de pe pământ. Ați ascultat Istorioare mici cu înțeles mare. Istorioarele, pildele și asemănările religioase prezentate fac parte din cea de-a treia ediție a cărții 600 istorioare religioase de preot Iosif Trifa, apărută la editura Oastea Domnului, Sibiu.